Psalmul 126. Atunci gura ne era plină de strigăte de bucurie și limba de cântări de veselie. Atunci se spunea printre neamuri: Domnul a făcut mari lucrări pentru ei. Da, Domnul a făcut mari lucrări pentru noi. Și de aceea suntem plini de bucurie. Amin? Haideți să ne ridicăm. O cântare mai contemporană, însă cu același mesaj de laudă la adresa Domnului. Doamne, în veci vei fi misterul cel voi iubi, Domn peste cer și pământ, Dumnezeu minunat. Cântare Adonai, Adonai. Se vor pleca Adonai, Adonai.
spunem bun venit în casa Domnului și în seara aceasta și îl lăudăm pe Domnul pentru că suntem în locul acesta, pentru că ne-a dat timp bun și sănătate să ne bucurăm aici. Cântarea spunea, toți genunchii se vor pleca și slavă Lui că și genunchii noștri trebuie să se plece și s-au plecat înaintea celui care-i făcătorul. Glorie. Ne aducem în aminte că într-o zi ca aceasta au fost văzute în urmă cu mii de ani limbi de foc, spune cuvântul Domnului în Fapte capitolul 2, care s-au coborât peste cei care erau în locul acela. Și prezența Duhului Sfânt a fost acolo și este și aici. Slavă Domnului! Amin. Haideți să ne rugăm în seara aceasta și să cerem călăuzirea Domnului peste serviciul care se face aici, peste lucrare și peste tot ce se va întâmpla în locul acesta. Te laud, Doamne, și Te slăvesc și în seara aceasta, pentru că ești Dumnezeu mare și puternic. Vrem și genunchii noștri și inimile noastre să se plece înaintea Ta. Te cinstim pentru că ești Dumnezeu și meriți toată slava și toată cinstea. Dorim, Doamne, și în seara aceasta să Te pogori printre noi, să privești cu milă și îndurare la viețile noastre, să ne dai cuvântul care vine din partea Ta și care este cuvântul vieții. Amin. Binecuvintează servitorul care va vesti cuvântul Tău. Îmbracă-l cu putere de la Tine, Doamne, și dorim ca nouă tuturor să ne deschizi inima pentru acest cuvânt. Binecuvintează slujirea din locul acesta, binecuvintează programul copiilor, binecuvintează tinerii, pe cei care slujesc aici în față. Doamne, dorim ca toată lucrarea aceasta să o încredințăm în mâna Ta. Rămâi în seara aceasta cu noi și până în veci. Amin. Amin. Ocupăm locurile și mai cântăm o cântare. Iubirea Lui e mult prea mare în vorbe simple să o descrii, mai sus de orice stea răsare și în adâncime o poți găsi. Să o descrii,
cer întins și orice om te-ar vrea să vine un scribar sta vei necumis și tot la tine destul să-ți fii căci mâinea de rugăciune, dar câteva momente, câteva clipe, în rugăciuni scurte. Primit psalmul acesta, săptămâna aceasta, de la cineva. Cei ce seamănă cu lacrimi vor secera cu cântări de veselie. Cel ce umblă plângând când arungă sămânța, se întoarce cu veselie când își strânge snopii. Să nu ne descurajăm dacă atunci când ne rugăm mai și plângem pentru cei dragi sau pentru cei bolnavi, spune cuvântul Domnului, cei ce seamănă cu lacrimi vor secera cu cântări de veselie. Slavă Lui! Haideți să ne rugăm Domnului! Te laud, Doamne, pentru timpul acesta de închinare, te laud pentru prezența Ta în mijlocul nostru și ia și astăzi aminte la rugăciunile noastre, primește și astăzi închinarea noastră, dă-ne și astăzi din cuvântul Tău din belșug ca să hrănească inimile și viețile noastre. Îți mulțumim pentru minunile pe care le-ai făcut în viețile noastre și continui să le faci. Ajută-ne să stăm în smerenie, în ascultare de Tine. Sfințește viețile noastre în apropiere de Tine și în toate și în totul, tot ceea ce facem aici, în viețile noastre, în timpul săptămânii, în casa Ta, să fie spre slava numelui Tău în veci. Amin. Amin. Mișu, Tine înaintea Ta în această seară, să-ți mulțumesc din nou, Doamne, că sunt în casa Ta. Glorie-ți. Îți mulțumesc că eu și familia mea, Doamne, să putem să fim aici și în altă parte. Glorie-ți. Îți mulțumesc pentru fiecare frate și soră care a putut să vină astăzi în casa Ta, pentru fiecare copil și tână. Te rog să Te atingi de fiecare în parte, Doamne, Doamne, și Tu să dai tot ceea ce doresc în inima lor și în sufletul lor, Doamne, să tot ceea ce Tu dorești, Doamne, să ai pentru creșterea lor, Doamne, să mai aproape de Tine. Te rog, Doamne Iisuse, să binecuvinteze în continuare cuvântul Tău, Doamne, să vorbești la fiecare în parte. Îți mulțumim din nou, Doamne, pentru izbânda care ne-ai dat o săptămână aceasta. Glorie-ți. Te rugăm în continuare Tu să-ți pui mâna peste Alexandra. Amin. Lucrez Tu ca totul să meargă bine în continuare. Îți mulțumim, Doamne, pentru minunea care a făcut-o pe Estera și Te rugăm pentru ceilalți. Frați și surori din biserică, Doamne, care au bol, Doamne Iisuse, și sufletești și trupești, Tu să lucrezi, Doamne Iisuse, și amin. Tu să te atingi de fiecare în parte. Toate acestea ți le cerem în numele Scumpă Lui Iisus Hristos. Amin. Doamne Iisuse, Ți mulțumim că ne-ai adus aici cu bine. Slavă-ți. Ești cu noi și Te rog să ne ajut să fim mai bine. Amin. Să fie primit. Amin. Lasă Duhul Tău ce răspund peste noi. Amin. Și peste cuvântul care s-a amestit. Să putem trăi în viețile noastre și să putem să fim martori pe acest moment. Amin. Amin. Te rugăm, Iisuse.
te rugăm, Doamne. Casa lui. Amin. Și fie, Doamne, ca ascultarea noastră să fie de plină în Tine și să împlinim cuvântul Tău. Amin. Amin. Mulțumim pentru cuvântul pe care ne-ai dat.
să facem ceea ce este bine pentru noi și la cei care ne urmăresc. Amin. Așa să fie vindicatoare spre tine. Puterea aceea care s-a coborât în ziua de lăsare peste ucenicii tăi, să se coboare fiecare zi pe sală, să ne urmărească, să ne urmărească, să ne urmărească de săgerțile ispitivare ale celorilor doamne, care își înconjoară fiecare și vrea să ne amăgească. Nu ne lăsa amăgiți, pe bătrân, pe copii, pe orice mâine. Ajută-ne ca toți să ne prezentăm curați și părăbuni ca înaintea ta. La ta să fie slava, gloria și mâinile la timp și până în veci. Tată, Fiul și Duhul Sfânt. Copiii să sau. Măreț, Duhul Sfânt mângâietor.
lauda spre slavă Domnului.
povestea ce-o ascunzi în cartea ta. Să învârșezi și poi să tonci din slavă o lacrimă din fiecare zia. Te-ai subit din adâncimea țărece, te-ai frânutat plegat cât ai putut, dar ce te-am creștat așa de tare, de n-ai vorbit atunci când te-a durut. De ce mi-ai spus și celorlalte stele că din cămașa ta s-a dimisit o haină pentru creatorul vieții, un trup al el să moară răzbunit? Când el striga, o, lama sabatanii, n-ai cunoscut în graiului librând blândețea vocii ce te ascunde vatra din constelați ca să pești în pământ? Și n-ai împlănit atunci de groază, ai mai putut în goană alerga, prin el născutul s-a luminat slavei, iar tu i-ai dat întunecimea ta. Ai spus drumilor de astre, de codrii tăi cu zâmbă trecuros, din ei o cruce că se poate face, pe ea să fie răstignit Hristos. Ai spus cuiva vreodată că pe drumuri cu flori mai cresc și spinii încălciți și că din spinii s-a făcut cumună, Hristos i-a dus pe fruntea lui vinți. Ai spus vorbul de stele, de suferințele de la Pilat, v-ai zocora la stâlpii bucirii, cum l-au băut, au râs și l-au culpat. N-ai presărit când visul de pe cruce striga mesede și se chios muria, în vreme ce Pilat îl condamnase, spălându-și mâinile în apa ta. Pământ, pământ, cu ape line, o picătură de-ar fi fost să stingă din setea jarului dobăritor. Nu, n-ai să taci. Fii așa de bine, căci cuiele ce le-au dorut, și crucea, lancea și oțetul cândva din tine toate s-au făcut. Nu, n-ai să taci, când bulgări de pe drumul și pietrele și borbanii grei se vor simți din bulgări de golgota și vor tăi atunci. Când nu mai stii vor fi pentru coloane, când codrii toți vor crește în mancruci, tot fierul întopi se va împiroaie, povara ta va fi prea prea sorduci. Pământ, pământ, cu grămădeală tare, cu cântec și surâscăcut, în ziua judecății de pe urmă, tu vei fi martorul cel mai de pe mor. Amin. Amin. Ca fiu, cred în Duhul Sfânt că este, cred cuvântul că e viu, cred că mai este iertare pentru tot ce am făcut rău, de aceea alerg la tronul tău. Cred că Iisus a fost jertfa pe un lemn crucificat și-n mormânt lângă Golgota, trupul i-a fost îngropat. Cred că a înviat precum a zis și viu s-a arătat, de aceea la el am alergat. Eu am înapoi eu nu voi da, cu privirea doar la
lumea în spate o voi lăsa. Nu-mi va fi deloc rușine să afirm că sunt creștin. Voi sluji mereu prin harul său divin. Voi sluji mereu prin harul său divin. Care spune, trebuie să te naști din nou. Viața veche e spălată și acum totul e nou. Cred că dragostea lui Dumnezeu te va descoperi. De aceea și mai mult îi voi sluji. Eu am luat înapoi, eu nu voi da. Cu privirea doar la cruce, lumea-n spate o voi lăsa. Nu-mi va fi deloc rușine să afirm că sunt creștin. Voi sluji mereu prin harul său divin. Voi sluji mereu prin harul său divin. Am luat hotărârea, am luat hotărârea, înapoi eu nu voi da. Cu privirea doar la cruce, lumea-n spate o voi lăsa. Nu-mi va fi deloc rușine să afirm că sunt creștin. Voi sluji mereu său divin. Voi sluji mereu prin harul său divin. Cred că este un bine și un rău, trăiești și apoi mori. Cred că Biblia e harta spre a cerului comori. Cred că nu sunt singur în Hristos, pe mulți El ne-a salvat. De aceea credință i-am jurat. Am luat hotărârea, înapoi eu nu voi da. Cu privirea doar la cruce, lumea-n spate o voi lăsa. Nu-mi va fi deloc rușine să afirm că sunt creștin. Voi sluji mereu prin harul său divin. Voi sluji mereu prin harul său divin. Eu am luat hotărârea, înapoi eu nu voi da. Cu privirea doar la cruce, lumea-n spate o voi lăsa. Nu-mi va fi deloc rușine să afirm că sunt creștin. Voi sluji mereu prin harul său divin. Voi sluji mereu prin harul său divin. Voi sluji mereu prin harul său divin. Amin.
Mai spunem o dată bun venit tuturor și suntem încurajați, dragii mei, și de versurile cântării care spune: am luat hotărârea, înapoi nu voi da. Cu privirea doar la cruce, lumea în spate o voi lăsa. Nu-mi va fi deloc rușine să afirm că sunt creștin, voi trăi mereu prin harul său divin. Este mare lucru să mai trăiești în zilele acestea, să fii un om care să spui că nu ți-e rușine să fii creștin. E mare lucru. Am mai spus odată când eram aici în față că atunci când eram copii și mergeam la școală, îți zicea: cui ești? O, și zicea: ia pocăitului. Atunci poate te simțeai uneori așa, dar cu cât crești mai mare și vezi că l-ai lăudat pe Domnul și a făcut Domnul minuni și lucruri mari în viața ta, nu ți este rușine să afirmi că ești creștin și că ești copilul Domnului, slavă Lui. Și lăudăm pe Domnul și în seara aceasta și totdeauna, pentru că pentru noi are cuvinte extraordinare, minunate. Lăudăm pe Domnul pentru cântăreți și pentru cei care îl slăvesc pe Domnul în locul acesta și care slujesc într-un fel sau altul. Și lăudăm pe Domnul de asemenea și pentru cei care slujesc și în alte biserici. În seara aceasta îi spunem un bun venit fratelui pastor Cristi Crăciun, care este împreună cu noi. El va predica cuvântul în seara aceasta. Dorim ca Domnul să-l binecuvinteze. Dânsul este pastor la Grădinari, fac o rectificare față de dimineață, este în județul Caraș-Severin și slujește acolo, are 3 sau 4 biserici și îl știm pe fratele și din alte ocazii. Domnul să-l binecuvinteze. Câteva anunțuri pentru biserică în locul acesta, pentru săptămâna care ne stă înainte. Serviciile bisericii rămân aceleași, cum le știți, duminică dimineața de la 10 la 12 și după masa de la ora 18 la ora 20. De asemenea, duminica viitoare vom avea un serviciu special de binecuvântare, familia Jim și Vicky Savage. Vin cu al doilea lor copil înaintea Domnului. Domnul să-i binecuvinteze pe ei, casa lor și tot ceea ce au. Rămân repetițiile obișnuite care le avem vinerea de la ora 7:30. De asemenea, luni 27 mai este Memorial Day. O să sărbătorim împreună cu toată biserica, toți sunteți invitați și puteți să invitați și pe alții cu toată dragostea. Lucrul acesta va avea loc undeva aici pe iardul bisericii în spate și toți cei care vin în locul acesta sunt bineveniți. Ne închinăm în după masa aceasta și cu darurile de bunăvoie. Vă rog să vă ridicați și să ne închinăm înaintea Domnului prin rugăciune prima dată și cerem și venim cu mulțumire înaintea Domnului pentru darurile de bunăvoie. Le rog pe fratele Dorel să vină și să aducă mulțumire pentru ceea ce Domnul ne dă în fiecare zi. Doamne Iisuse, venim înaintea Ta și îți mulțumim pentru că în dragostea Ta ai atât de renunțat. Slavă Ție, Doamne! Slavă Ție, Doamne! Amin! 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 Amin, te rugăm. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile, continuăm în cântare. Vom cânta o cântare, după cântare Ștef are pentru slava Domnului un pasaj din Biblie și apoi ascultăm o cântare la vioară. Vine o zi când vom pleca spre Canaan, ne vom îndrepta, da, vine o zi.
Cântarea celor mântuiți, iertați prin ani neprihăniți, de mielul sfânt, de mielul sfânt. Ce sărbătoare! Ce sărbătoare atunci va fi, când mirele-și va întâlni, mireasa lui pe nor de slavă, cer să locuiești, mireasa lui, mireasa lui. Doar prin credință poți acum să ai o viață și un om drum cu Dumnezeu, cu Dumnezeu. Ce sărbătoare atunci va fi, când mirele-și va să lui pe nor de slavă în văzut. Cu mintea nu poți aduni, ce întâlnire atunci va fi. Vei fi acolo și tu salut vei fi. Ce sărbătoare! Ce sărbătoare atunci va fi, când mirele-și va întâlni, mireasa lui pe în văzut. Cu mintea nu poți adivi, ce întâlnire atunci va fi. Vei fi acolo și tu sau nu vei fi. Amin. Fim gata. Thank you.
Vă invit să ne ridicăm și aș vrea să deschidem Sfânta Scriptură la Faptele Apostolilor, capitolul 2. Și nu doar Sfânta Scriptură, să o deschidem, să ne deschidem și cuvântul și inima pentru cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Vom citi primele 6 versete, apoi vom sări la versetul 22 și vom citi până la versetul 24 și apoi din nou la versetul 37. Primele 6 versete, pagina 1056, Faptele Apostolilor, capitolul 2. După citirea cuvântului, aș vrea să întreb, cine este cel mai în vârstă, frate? Fratele Aurel. Vreți, frate Aurel, să vă rugați după citirea cuvântului pentru predicarea și ascultarea cuvântului? Am să vă rog să faceți lucrul acesta dacă doriți. Faptele Apostolilor, capitolul 2. Și cuvântul spune așa: în ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le da Duhul să vorbească. Și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. De la versetul 22 la versetul 24. Bărbați izraeliți, ascultați cuvintele acestea. Pe Iisus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră, prin minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin el în mijlocul vostru, după cum bine știți. Pe omul acesta, dat în mâinile voastre, după sfatul hotărât și după știința mai dinaintea lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Dar Dumnezeu l-a înviat, dezlegându-i legăturile morții, pentru că nu era cu putință să fie ținut de ea. Și apoi versetul 36. Să știe dar bine toată casa lui Israel că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh, căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și cu multe alte cuvinte mărturisea, îi îndemna și zicea: mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Cei ce au primit propovăduirea au fost botezați și în ziua aceea la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în fângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostol se făceau multe minuni și semne. Amin. Să ne rugăm Domnului. Amin. Rostirea cuvântului să fie pentru noi o balsam. Amin. Laudă pentru numele Tău. Amin. Amin. Vă invit să ocupați locurile din nou. Aș vrea să vă spun că sunt foarte bucuros să fiu în seara aceasta în mijlocul dumneavoastră, în mijlocul bisericii Emanuel din Chicago. Este pentru prima dată când sunt la dumneavoastră și nu sunt obișnuit încă cu luminile acestea, sunt obișnuit la țară acolo să mă uit și să văd frații, să-i văd bine, să-i privesc în ochi. Dar mă numesc Cristian Crăciun, am 31 de ani aproape, sunt căsătorit cu Melinda și
avem 2 copii și jumătate. În august se naște cel de-al doilea băiețel al nostru, avem o fetiță, Rebecca, Gabriel, și apoi avem cel de-al treilea copil la care încă nu i-am găsit nume, dar se pare că mergem înspre Emanuel. Biserica pe care o slujesc este Biserica Emanuel din Grădinari. Sunt absolvent al Universității Emanuel din Oradea și slujesc pe Emanuel, Fiul lui Dumnezeu. Biserica vă transmite salutări, Biserica Emanuel, cercul de biserici Emanuel, format din 4 biserici. Și salutul nostru este din Apocalipsa 2:11, în care Mântuitorul spune: iată, eu viu curând, păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cu mânuna. Amin. În seara aceasta, după masa aceasta, în zi de sărbătoare, aș vrea să ne uităm la sărbătoarea cincizecimii sau sărbătoarea rusalilor. Cartea Faptelor Apostolilor, Cartea Faptele Apostolilor, este o carte scrisă de către Luca, doctorul Luca, și noi îl numim evanghelistul Luca pentru că el a scris și o evanghelie. Cartea Faptelor Apostolilor este cea de-a doua carte a lui. El s-a apucat să scrie cu deamănuntul tot ce s-a întâmplat cu privire la Iisus Hristos, la Cel care a locuit, spune el, între noi. El este cel care scrie aceste 2 cărți către Teofil. Nu știm cine este exact acest Teofil, nu știm dacă este un credincios, nu știm dacă este un căutător după adevăr, dar probabil că a fost cineva foarte important și este prieten cu doctorul Luca și îl pune pe acesta la angajat ca să fie un fel de istoric și să cerceteze cu deamănuntul tot ce s-a întâmplat și să-i scrie ca să rămână scris. Și lucrul acesta este nu doar cererea lui Teofil, este sub îndrumarea lui Dumnezeu, pentru că aceste scrieri sunt parte din cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul inspirat al lui Dumnezeu. În cea de-a prima carte, în Evanghelia după Luca, el vine și începe cu vestirea nașterii lui Ioan Botezătorul, aceluia care trebuia să pregătească calea Domnului. Și apoi încheie această Evanghelie cu numim noi înălțarea Domnului Iisus Hristos. După ce Domnul a trăit și evanghelistul Luca vine și scrie tot ce a făcut și nu doar ce a făcut Domnul Iisus, dar și ce a spus. Scrie atât purtarea lui și el este modelul nostru de viață, dar spune și învățătura pe care Domnul Iisus Hristos a scris-o, pentru că el este învățătorul nostru. Amin. Amin. Și apoi Domnul își a rămas de la ucenici. E pe muntele măslinilor și le spune la ucenici: voi să rămâneți în Ierusalim. Și se va coborâ Duhul Sfânt și voi veți fi îmbrăcați cu Duhul Sfânt. Și de acolo veți începe să fiți martori. Și se oprește, Evanghelia după Luca se oprește acolo, la înălțarea Domnului. Și dacă dați voie să citesc exact capitolul 24, în ultimul capitol din Luca, cuvântul Dumnezeu spune așa: el i-a dus afară până spre Betania și a ridicat mâinile, i-a binecuvântat și pe când îi binecuvânta s-a despărțit de ei și a fost înălțat la cer. După ce i s-au închinat, ei s-au întors în Ierusalim cu o mare bucurie și tot timpul stăteau în templu și lăudau și binecuvântau pe Dumnezeu. Amin. Și se încheie prima carte. Dar acum Luca începe să scrie cea de-a 2-a carte. Și continuă de unde a lăsat prima carte. Și Luca vine și spune: în cea din tâi carte, spune el, Teofile, în cea din tâi carte a mea am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni. Și în prima carte el scrie și povestește și lasă să fie scris pentru veci, pentru veșnicie, pentru că niciun cuvânt din ce a fost scris nu rămâne neîmplinit și el rămâne ca mărturie pentru totdeauna. Amin. Dar Luca vine și spune: la început am scris tot ce a făcut Iisus cât a fost în trup pământesc. De când s-a născut el și până când a plecat în veșnicie la Tatăl. Acum, spune, vreau să-l scriu ce a început Iisus să facă prin trupul său spiritual, prin biserică. Și începe cea de-a 2-a carte, nu cu nașterea lui Iisus Hristos cu trupul său pământesc, cu nașterea bisericii, cu trupul său spiritual. Și în cea de-a 2-a carte, Luca vine și spune: vreau să spun
Teofile, ce a început Dumnezeu, ce a continuat Dumnezeu să facă prin cel înălțat. Amin. Și el prezintă aici lucrarea Duhului lui Dumnezeu în oamenii lui Dumnezeu. Pentru că cartea este intitulată Faptele Apostolilor. Și dacă am luat să împărțim cartea aceasta, am putea să o împărțim în două. Am putea pe de o parte să-l vedem la început, în primele capitole, lucrarea lui Petru, lucrarea Duhului Sfânt, făcută prin Petru. Și apoi, la un moment dat, lucrarea aceasta trece și se mută pe, și își mută reflectorul așa pe lucrarea pe care o face apostolul Pavel printre neamuri. Le-a spus, rămâneți în Ierusalim, nu vă depărtați. Veți primi o putere. Și a venit sărbătoarea, sărbătoarea cincizecimii, o sărbătoare veche, o sărbătoare poruncită de Dumnezeu încă de pe timpul lui Moise. Și sărbătoarea, cred eu, are câteva lucruri care să ne învețe, are câteva scopuri. Sărbătoarea este poruncită de Dumnezeu să fie ținută în cinstea lui Dumnezeu, dar sărbătoarea este de folos pentru noi oamenii. În primul rând, cred că sărbătoarea este necesară și de folos pentru că ne reîmprospătează memoria în ce privește lucrările mărețe pe care Dumnezeu le-a făcut. Amin? Când sărbătorim, noi trebuie să ne aducem aminte de ceva ce a făcut cine? Dumnezeu. De aceea Dumnezeu a lăsat sărbătoarea. Este un fel de aducere aminte. În al doilea rând, sărbătoarea ne reîmprospătează motivația noastră de a aduce laudă și mulțumire lui Dumnezeu. Când ne aducem aminte, noi suntem din nou motivați. Este ca și cum suntem reîmprospătați. Că s-ar putea, dacă mergem așa doar, suntem obișnuiți să lăudăm pe Dumnezeu și nu avem motive. O, cum se roagă biserica și laudă pe Dumnezeu biserica când ascultă rugăciunea bisericii și dă vindecare la o fetiță mică, așa-i? Și când se întâmplă o minune, când se întâmplă o lucrare a lui Dumnezeu, suntem din nou motivați. Și apoi, în al treilea rând, ne reîmprospătează și modul nostru de viețuire. Când ne aducem aminte de ce face Dumnezeu și cum lucrează Dumnezeu, dăm un refresh și la modul nostru de trăire. Și sărbătoarea este un fel de un prilej de cercetare, de pocăință și de îndreptare. Amin. Cea mai mare lucrare pe care Dumnezeu a făcut-o încă de la întemeierea lumii, cea mai mare lucrare, cea mai mare motivație, cel mai bun lucru care trebuie să ne aducem noi aminte, este lucrarea desfășurată în Domnul Iisus Hristos. Amin. Este Fiul Său venit pe pământ și e lucrarea cea mai mare. În Vechiul Testament existau trei sărbători care, ca un mănunchi așa, sărbători evreiești care au prefigurat, au arătat dinainte ce se va întâmpla, ce va face Dumnezeu. Avem sărbătoarea Paștelui. Sărbătoarea Paștelui reprezintă moartea lui Iisus Hristos, jertfirea mielului lui Dumnezeu. Amin? Și Ioan vine și spune în Ioan capitolul 1, versetul 29, când a văzut pe Iisus venind la el, a zis, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Apostolul Pavel, în 1 Corinteni capitolul 5, el vine și spune așa, versetul 7, măturați aluatul cel vechi, ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți, fără aluat, căci Hristos, Paștele noastre a fost jertfit. Și Paștele vorbește despre cine? Despre Hristos, despre moartea Lui, despre jertfa Lui, despre jertfirea Lui. A doua sărbătoare, care vorbește tot despre Mântuitorul, tot despre Domnul Iisus Hristos, este sărbătoarea primelor roade. Sărbătoarea aceasta reprezintă și ne vorbește încă din vechime despre înviere. Despre înviere. Și Hristos este cel dintâi rod al învierii. Amin? Și spune cuvântul Dumnezeu în 1 Corinteni capitolul 15, tot Apostolul Pavel, acest capitol 15 din 1 Corinteni este capitolul care conține doctrina despre înviere. Dacă cineva vrea să studieze învierea, n-are cum să nu meargă acolo acest capitol 15. Și spune așa de la versetul 20. Dar acum Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți.
Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos, dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel din tâi rod, apoi, la venirea lui, cei ce sunt ai lui Hristos. Amin. Sărbătoarea primelor roade vorbește despre înviere. Hristos este primul, cel din tâi rod. Și apoi urmează ceilalți și noi, fiecare la rândul cetei lui. Dar cea de-a treia sărbătoare, care vorbește tot despre lucrarea pe care Dumnezeu avea să o facă prin Fiul Său, este sărbătoarea cincizecimii. Această sărbătoare este sărbătoarea pe care poporul evreu o sărbătorea, o ținea la 50 de zile de la sărbătoarea primelor roade. La 50 de zile de la sărbătoarea primelor roade trebuia ținută această sărbătoare. Sărbătoreau evreii atunci primirea legii sau darea legii lui Dumnezeu, lui Moise, sau prin Moise poporului său. Și ei își aduceau aminte cum Moise s-a urcat pe munte și cum Dumnezeu a scris și i-a dat cele 10 porunci. Și era un moment de bucurie, pentru că cui a fost dat legea? Poporului. Toate celelalte neamuri n-aveau cuvântul lui Dumnezeu, n-aveau legea lui Dumnezeu, n-aveau înțelepciunea lui Dumnezeu. Ei au fost aleși ca să poarte și să trăiască în legea aceasta, după legea lui Dumnezeu, și toate celelalte neamuri să se minuneze, să spună: o, ce Dumnezeu înțelept au oamenii aceștia. Sărbătoarea aceasta reprezintă pogorârea Duhului Sfânt, nu darea legii, ci darea Duhului lui Dumnezeu. Amin. De aceea noi spunem: o, noi suntem credincioși ai Noului Testament. Noi nu mai trăim după îndemnurile legii, ci după îndemnurile Duhului Sfânt. Amin. O, este același Dumnezeu. Cel care a dat legea este același Dumnezeu care îmi dă și Duhul Său, cel Sfânt. Amin. Trăirea după îndemnurile Duhului Sfânt nu este în contradicție cu trăirea după îndemnurile legii și poruncilor lui Dumnezeu. Amin. Sărbătoarea cincizecimii, Domnul Iisus a venit, a trăit, a murit pentru păcatele noastre, a fost îngropat, dar a treia zi a fost înviat din morți și timp de 40 de zile s-a arătat celor credincioși. Apoi s-a înălțat la cer. Și timp de 10 zile s-a înălțat la cer, așezat la dreapta lui Dumnezeu, ne pregătește un loc și într-o zi va reveni, ca unde este El să fim și noi. Amin. Dar timp de 10 zile, de la înviere 40 de zile s-a arătat și apoi s-a înălțat la cer. Și timp de 10 zile ucenicii au trebuit să rămână în Ierusalim. Așa le-a poruncit Domnul și așa au făcut. Și erau în fiecare zi unde? La templu. Erau acolo și așteptau făgăduința. Și făgăduința știți când vine? În momentul sărbătoririi. De aceea sărbătoarea e frumoasă. De aceea sărbătoarea nu este un ritual fără sens, fără semnificație și fără implicare din partea lui Dumnezeu. Sărbătorile poruncite de Dumnezeu vin cu binecuvântarea lui Dumnezeu. Amin. Și știți că noi avem o sărbătoare tot la 7 zile. Așa-i? Sabatul este prima dintre sărbători. 6 zile să lucrezi și a 7-a zi să o închini Domnului, să o pui deoparte, să nu faci nimic în ea, pentru că în ziua 7-a Dumnezeu a sfințit ziua 7-a și Dumnezeu s-a odihnit în ziua 7-a. Dar înainte să se înalțe, le-a poruncit să rămână în Ierusalim și le-a spus așa: voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginele pământului. Și puterea pe care Domnul Iisus Hristos o promite ucenicilor săi, pe care o făgăduiește acestora, este diferită de orice putere care este găsită pe pământ. Puterea pe care Domnul Iisus Hristos o făgăduiește este diferită de puterea fizică. Noi ne comparăm mașinile, așa? Bărbații, cât ai putere? How much horsepower do you have under your hood, right? Ai un big truck, ești tare. La noi în România este o reclamă. De obicei oamenii cu mușchi au și mașini cu mușchi. La noi în România este o reclamă foarte interesantă. Am râs și mi-a rămas întipărită în minte, nu știu când o voi uita. Sunt doi tineri, o familie de tineri căsătoriți. El e slăbuț, așa, ia un pic să uită mai de sus, așa, la el și câștigă.
câștigă la loterie, nu știu, și câștigă ce ați câștigat, o mașină de 520 de cai putere. Wow! Însă când vine ăștia să-i dea mașina, e un camion. Le pune o basculantă de aia și spune, asta e mașina voastră. Și el trebuie să meargă cu basculanta să-și facă cumpărăturile la supermarket și vă dați seama că ocupă 10 locuri de parcare și un chin pentru ei. Dar puterea pe care Dumnezeu o promite este diferită decât de puterea fizică. Este diferită, ea nu este ca puterea militară, ea nu este o putere pe care o are Navy SEAL sau armata americană, e diferită de puterea intelectuală. Nu-i puterea aceea pe care o găsești în Oxford sau în Cambridge sau la Howard sau oriunde, altundeva. E diferită de puterea economică chiar. E diferită de puterea frumuseții și în ziua de astăzi vedem că frumuseția, aspectul acesta, are o putere extraordinar de mare. E diferită chiar și de puterea tehnologiei, care astăzi depășește orice limită. Stai aici și comunici cu toată lumea și faci lucruri extraordinare. Și e o putere lucrul acesta. Dar puterea pe care Dumnezeu o promite Domnul Iisus ucenicilor e diferită de toate puterile acestea. Puterea promisă de Domnul Iisus este o persoană. Este persoana Duhului Sfânt. Este însuși Duhul lui Dumnezeu. Și ascultați cum spune El, spune, când se va pogorî Duhul Sfânt, atunci veți primi o putere. Când? Atunci. Cine? Duhul Sfânt, putere. Puterea lui Dumnezeu nu poate fi despărțită de persoana lui Dumnezeu. O, noi ca și oameni, de multe ori am dorit doar puterea lui Dumnezeu. De multe ori am dorit să avem puterea lui Dumnezeu la dispoziția noastră pentru a ne face noi voia noastră și planurile noastre. Dar puterea lui Dumnezeu nu poate fi despărțită de persoana lui Dumnezeu. Pentru a avea parte de puterea lui Dumnezeu, trebuie să ai persoana Duhului Sfânt. Trebuie să fie Dumnezeu în tine. Și probabil că ne vom întreba acum, dar este oare posibil ca în firea aceasta, în lutul acesta, în țărâna aceasta, care este pentru o vreme și la început e atât de neputincioasă și apoi ajunge la fel atât de neputincioasă. Așa suntem, ne naștem în neputință și murim în neputință. Este oare posibil ca în noi să locuiască Duhul lui Dumnezeu? Scriptura ne învață că omul este creat de Dumnezeu, că este făcut din pământ, dar este făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și Scriptura ne învață că omul este o ființă materială, dar este și o ființă spirituală. Omul nu este doar țărână, a pus Dumnezeu și Duh în el și suflet. Mi-a plăcut foarte mult când unul din frații mei a venit și a spus, de obicei noi predicăm așa și spune, avem un suflet. Și ca și cum trupul e important și spunem, avem și un suflet. Dar cred că Scriptura ar vrea să strige mai degrabă, să spune, noi suntem un suflet care avem un trup. Noi suntem o ființă veșnică pe care Dumnezeu ne-a creat și ne-a dat un trup, un cort. E pentru o perioadă de timp care trece, spune Apostolul Pavel. Trupul acesta, cortul acesta, se desface casa pământească, spune el. Și când Ioan vine și spune că Iisus, Fiul lui Dumnezeu, cuvântul cel veșnic s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și adevăr, acolo în greacă e atât de frumos că spune și Fiul lui Dumnezeu a cortuit printre noi. A luat și el un cort. Așa cum Avram a mers altă dată și a locuit tot în cort toată viața ca un pribeag. Așa suntem și noi. Nu avem corturile acestea ce avem case sau locuim în rulote sau cine știe în ce, dar fiecare avem un cort pământesc. Este trupul acesta. Însă Domnul Iisus ne învață nu doar, ne ajută să înțelegem mai bine că nu suntem doar ființe materiale, ci suntem și ființe spirituale. Și dați-mi voie să vă invit din nou să deschidem Sfânta Scriptură și de data aceasta la Marcu, capitolul 5. Marcul, capitolul 5, ne prezintă o întâmplare din viața Domnului Iisus Hristos. Noi am spune oarecum neobișnuită sau nu e un episod frumos, cu toate că își are slava lui. Și spune așa de la versetul 1. Au ajuns pe celălalt țărm al mării în ținutul gadarenilor. A ajuns Iisus acolo. Când a ieșit Iisus din corabie, l-a întâmpinat îndată un om care ieșea din morminte, stăpânit de un duh
necurat. Omul acesta își avea locuința în morminte și nimeni nu mai putea să-l țină legat nici chiar cu un lanț. Căci de multe ori fusese legat cu picioarele în obez și cu cătușe la mâini, dar rupsese cătușele și sfărâmase obezile și nimeni nu-l putea domoli. Întotdeauna, zi și noapte, stătea în morminte și pe munți, țipând și tăindu-se cu pietre. Când a văzut pe Iisus de departe, a alergat la el, i s-a închinat și a strigat cu glas tare: Ce eu am a face, ce am eu a face cu tine, Iisuse, Fiul Dumnezeului Celui Preanalt? Te jur în numele Lui Dumnezeu să nu mă chinuiești. Căci Iisus îi zicea: Duh necurat, ieși afară din omul acesta. Care ți este numele? L-a întrebat Iisus. Numele meu este Legiune, a răspuns el, pentru că suntem mulți. Amin. Și acest pasaj, prin aceste cuvinte, Domnul ne arată că un om, în om, poate să locuiască ființe spirituale, duhuri. Și nu doar una, ci poate să locuiască mai multe. În omul acesta, spune, era o legiune, pentru că suntem mulți. Și o legiune înseamnă aproape 5.000 sau 6.000 de oameni, de 5.000-6.000 de bucăți, de ființe. Vă dați seama, într-un singur om. Însă ne mai arată cuvântul acesta că aceste ființe spirituale care locuiesc în om influențează viața omului. Influențează comportamentul omului. Omul acesta a ajuns să trăiască departe de familie, departe de societate, a ajuns să trăiască unde? În morminte. Printre morminte. Omul acesta era dezbrăcat. Omul acesta își făcea rău. De ce? Pentru că așa dorea el. Nu, pentru că în el erau duhuri necurate, în el erau ființe demonice. Și ființele spirituale care locuiesc în om influențează viața și comportamentul omului. Amin. Însă Domnul, în Matei capitolul 12, ne mai învață ceva Domnul Iisus Hristos. Și acum vă rog să deschideți cu mine la Matei capitolul 12. Și el vine și spune așa, de la versetul 43 la 45, spune: Duhul necurat, când a ieșit dintr-un om, umblă prin locuri fără apă, căutând o dignă și nu o găsește. Atunci zice: Mă voi întoarce în casa mea de unde am ieșit. Și când vine în ea, o găsește goală, măturată și împodobită. Atunci se duce și ia cu el alte 7 duhuri mai rele decât el, intră în casă, locuiesc acolo și starea din urmă a omului acestuia ajunge mai rea decât cea din tâi. Tocmai așa, spune Domnul, se va întâmpla și cu acest neam viclean. Ce ne învață Domnul Iisus Hristos prin cuvintele acestea este că inima unui om poate fi curățită de aceste duhuri demonice, de aceste ființe spirituale. Inima unui om poate fi, casa inimii poate fi golită. Și așa s-a întâmplat și cu acel îndrăcit din Gadara. Domnul Iisus i-a spus: Duh necurat, ieși afară din omul acesta. Și duhurile au ieșit și casa inimii acestui om a rămas goală, a fost curățit. Dar Domnul Iisus vine și spune: Da, casa poate să fie curățită, însă dacă casa inimii rămâne goală, ființele spirituale se pot întoarce. Se pot întoarce înapoi. Spune, pentru o vreme omul acesta este liber. Casa inimii lui este goală. Dar, dacă nu este nimeni pus acolo să locuiască, vedeți dumneavoastră, noi ca și ființe spirituale, avem de ales. Noi nu putem să spunem și cu unul și cu altul, dar nu putem să spunem nici fără unul, nici fără altul. Nu poate rămâne casa goală. Cineva trebuie să fie domn. Cineva trebuie să fie acolo să conducă. Și spune, dacă casa rămâne goală, se întoarce duhul acela necurat și spune: Oh, am fost dat afară, o scăpa de mine, dar de data asta mă întorc și o să fiu mai tare. Și spune că merge și mai ia încă 7 duhuri necurate și se întărește și vine. Și ceea ce ne spune Domnul Iisus Hristos este că când se întorc ființele spirituale în număr mai mare, starea din urmă ajunge mult mai rea. Și orice om care se joacă cu lucrurile lui Dumnezeu, se joacă cu Dumnezeu și cu lucrarea lui Dumnezeu, nu rămâne fără consecințe. Un astfel de om
ajunge mult mai rău. Mult mai rău decât a fost prima dată. Și dacă vă uitați în jur și probabil căutați în memoria, în memoria minții dumneavoastră, de când v-ați întors la Dumnezeu și frații pe care i-ați cunoscut, probabil că veți recunoaște oameni cu care ați fost prieteni, cu care ați cântat în față, cu care poate v-ați botezat chiar. Oameni care au fost curățiți. Oameni care acum sunt în lume și zici, o, ce-a ajuns de el. Înainte era teamă, înainte iubea familia, înainte iubea biserica, acum nu mai are niciun Dumnezeu. Acum e robit de tot felul de pofte, acum face lucruri neîngăduite care atunci nici s-ar fi gândit la ele. Starea lui spirituală din urmă este mult, mult mai rea. La grădinari, acum cred că vreo 2 sau 3 ani de zile, a trebuit să înmormântez un tânăr care s-a spânzurat. S-a spânzurat în tur la bisericii vechi ortodoxe. Și când frații mi-au spus că e fiul unei surori din biserică, am stat și am zis, Doamne, ce să fac și cu omul ăsta? Nu pot să-l las neîngropat. Dar apoi frații au venit și mi-au spus, frate păstor, noi avem o datorie față de omul, de tânărul acesta. Și spun, ce datorie avem noi? Spune, el a fost membru la noi în biserică. A fost membru, a crescut de mic în biserică. Și spune, s-a jucat cu lucrurile lui Dumnezeu. Și au început să-mi spună frații, câteodată frații judecă așa, dar știți dumneavoastră, nu din rea voință, că așa suntem noi oamenii, dar a venit și spune, a început să fumeze, pe ascuns la început. Pomă, a început să umble cu o fată, s-a căsătorit în lume, a plecat din biserică când s-a căsătorit, l-a dat Dumnezeu și copil și spune, dar a ajuns acum în ultima perioadă fără nicio nădejde. A ajuns până acolo încât să se sinucidă. O, nu te poți juca cu Dumnezeu. Nu poți să zici, Doamne, curățește-mă. Nu poți să cânti și să te rogi, Doamne, iartă-mă și curățește-mă. Și apoi să pleci și să uiți cum erai. Nu poți să vii să asculți cuvântul lui Dumnezeu care curățește, ne curățește cuvântul lui Dumnezeu. Nu se poate să te joci, să iei ce-ți dă Dumnezeu lucrurile lui valoroase și apoi să te joci cu ele, pentru că starea ta din urmă va ajunge de 7 ori, Maria, și apoi încă de 7 ori și încă de 7 ori. De aceea casa nu trebuie să rămână goală. La Rusalii, Duhul Sfânt a împuternicit pe ucenici să predice, să vestească cuvântul lui Dumnezeu. Și am citit predica lui Petru și vedeți că ei l-au predicat pe cine? Pe Hristos. Au predicat Evanghelia, au predicat pe Cel care este Domn, făcut de Dumnezeu Domn. Și cuvântul acesta Domn este El este Dumnezeu care are dreptul să stăpânească peste inima, peste ființa spirituală a fiecărui om. El este Domn, El este făcut de Dumnezeu Domn, El este Dumnezeu din Dumnezeu. Și el vine și spune, pocăiți-vă. Vine și spune, Dumnezeu vi l-a dat, vi l-a pus în mâinile voastre și voi l-ați omorât. Domnul Iisus, îmi place să spun câteodată, el nu a murit, el a fost omorât. El a fost ucis și a fost ucis de către noi, oamenii. De către noi care nu l-am recunoscut. Pentru că eram toți morți în greșelile noastre. Eram toți sub puterea întunericului, sub stăpânirea puterii întunericului. Dar Dumnezeu l-a făcut Domn. Și toți cei care au primit cuvântul acesta, spune cuvântul, au fost străpunși în inimă. Și au zis, fraților, ce să facem? Și ascultați că Petru vine și le spune, da, credeți, fiecare să creadă în Domnul Iisus Hristos, să fie botezat. E identificarea aceea cu Hristos, cu ceea ce a făcut Hristos. E un lucru care e mai mult decât doar o apă. Spiritual se întâmplă niște lucruri extraordinare, dar te identifici cu Hristos, cu moartea și cu învierea Lui. Ești adus din nou la viață, că ai fost mort în păcat. Și apoi spune, fiecare va primi darul Duhului Sfânt. Va veni Duhul Sfânt să locuiască în tine. Duhul Sfânt îl va purta pe Hristos, este Duhul lui Dumnezeu. Cei trei nu pot fi despărțiți. Noi credem într-un Dumnezeu triunic. Nu poți să-i desparți, nu poți să-i rupi. Ei sunt trei, dar sunt una.
Și vine Duhul Lui Dumnezeu și noi trebuie să sfințim pe Hristos în inimile noastre. Amin. Duhul Sfânt vine în inima celui credincios care primește cuvântul lui Dumnezeu. Și dați-mi voie să vă citesc din Ioan capitolul 14, când Domnul Iisus le promite ucenicilor, face făgurința aceasta, El spune un pic mai mult decât atât, că vine Mângâietorul să locuiască în noi. Și în Ioan capitolul 14, de la versetul 15 spune așa: dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. E cuvântul lui Dumnezeu. Și spune: eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac. Să rămână cu voi în veac. Și anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște. Dar voi îl cunoașteți, îl cunoaște, căci rămâne cu voi și va fi unde? În voi. Duhul lui Dumnezeu rămâne în tine. Și la Rosalii s-a coborât Duhul lui Dumnezeu ca să locuiască în credincioși. În toți cei ce cred cuvântul lui Dumnezeu, primesc cuvântul lui Dumnezeu și împlinesc cuvântul lui Dumnezeu. De aceea noi, de multe ori, fără să ne dăm seama, vinem și spune: așa scrie în Biblie, tu de ce nu faci așa? O, dar e Duhul lui Dumnezeu care te îndeamnă, care te călăuzește în tot adevărul. E Duhul lui Dumnezeu care e în noi și El face lucrarea aceasta. Și Duhul lui Dumnezeu când vine în noi, ce face cu trupurile noastre? Le transformă. Casa aceasta o curățește. E ca și cum ia Duhul lui Dumnezeu o casă dăpărânată, un vai de capul ei, că nici geamuri și nici acoperiș și nimic nu are, nici ușă, nimic, nici podea, nimic. Numai șobolan și duhurile pe acolo. Și vine El și ia casa aceasta a inimii noastre și o transformă și o face un templu al lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel vine și spune: nu știți? Nu știți că voi sunteți templu Duhului lui Dumnezeu, a Duhului Sfânt? Și aș vrea să vă citesc 1 Corinteni capitolul 6. Este cel de-al doilea pasaj în care mi se spune lucrul acesta. 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 17, spune așa: cine se lipește de Domnul, este un singur duh cu El. Fugiți de curvie. Orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit afară din trup. Dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt, care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu, și că voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Amin. Amin. Nu se poate să spui: o, eu cu Duhul sunt al lui Dumnezeu, dar trupul ăsta fac ce vreau. Nu. E răscumpărat trupul, pentru că locuiește Duhul lui Dumnezeu în el. De aceea noi cinstim trupurile noastre. De aceea încercăm să nu le facem rău. De aceea încercăm să nu băgăm nociv în ele. De aceea noi spunem: nu fumăm, nu băem, nu folosim droguri. Nu pentru că e păcat, în sensul că... nu, ci pentru că trupurile noastre nu mai sunt ale noastre, sunt ale Duhului Sfânt. A venit cineva și mi-a spus: bine, dacă Coca-Cola este poate mai nociv decât nu știu ce. O, da, dacă ai ajuns la cunoștința aceasta și crezi că Coca-Cola îți face rău, nu mai bea. Sfințește trupul tău cât poți de mult, după încredințarea și după călăuzirea Duhului Dumnezeu. Dacă îți face ceva rău, dacă îți face rău și să bei apă minerală, bea apă fără gaz. Dacă îți face rău, nu-ți distruge trupul acesta, pentru că nu e al tău. Ești cu totul al Domnului. Și aș vrea să vă întreb în după masa aceasta, pe fiecare, să ne întrebăm: e supusă viața noastră Domniei lui Hristos? Este Duhul lui cel Sfânt în tine? Se poate vedea roada Duhului? Se poate vedea că Duhul e în tine? Și roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea și înfrânarea poftelor.
Împotriva acestor lucruri nu este lege, spune Pavel, căci cei ce sunt al lui Hristos, Iisus, și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Dacă trăim în Duhul, să și umblăm prin Duhul, să nu umblăm după o slavă de șartă, întărâtându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții. Dacă nu se află roada Duhului Sfânt, dacă nu se regăsește în viața ta, nu este Duhul lui Dumnezeu acolo. Și dacă nu este Duhul lui Dumnezeu acolo, casa inimii tale fie este goală, fie este stăpânită de altceva. Este stăpânită de altceva. Astăzi este timpul potrivit. Pentru că așa spune Dumnezeu, astăzi dacă auziți glasul meu, nu vă împietriți inima, nu închideți ușa inimii, ci deschideți-o. Iată, eu stau la ușă și bat, dacă aude cineva glasul meu, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Astăzi, dacă auzi glasul lui Dumnezeu, deschide inima, să intre Duhul lui Dumnezeu, să curățească, să sfințească, să-L pună pe Hristos ca și Domn și Mântuitor. Este singurul care te poate scăpa de sub robia păcatului. E singurul care te poate scăpa de sub împărăția întunericului. Nu este nimeni altul. Niciun alt sfânt, niciun alt profet, nici o altă religie, nici o altă învățătură, nimic, nici o biserică, nimeni nu te poate scăpa. Doar Fiul lui Dumnezeu deschide inima ta. Însă dacă inima ta este stăpânită de Duhul lui Dumnezeu astăzi, și să vede roada Duhului Sfânt, cred că Dumnezeu ne îndeamnă să sfințim mai mult, să lăsăm, să deschidem și celelalte cămăruțe. Vedeți, ucenicii spune, când a venit Duhul Sfânt, s-au umplut de Duhul Sfânt. S-au umplut. Și au avut o îndrăzneală extraordinară, au avut o călăuzire, au știut să zică cuvintele potrivite pentru oamenii potriviți și Dumnezeu le-a dat și abilitatea aceasta pe care ei nu aveau să vorbească fiecăruia în limba lui. Pentru că Dumnezeu face tot ce e nevoie ca cuvântul lui să fie vestit, ca Evanghelia să ajungă până la marginile pământului. Ca așa le-a spus. Să rămâneți în Ierusalim, când se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi, veți primi o putere și veți fi martori ai mei, începând din Ierusalim și până la marginile pământului. Să ne curățim, deci, ca să aducem și mai multă roadă. Să ne punem slujba, să ne punem viața în slujba celui care va judeca lumea. Să nu uităm că am fost mântuiți și împuterniciți, înzestați cu Duhul lui Dumnezeu, a pus Dumnezeu Duhul Său cel Sfânt în noi. Ascultați ce vreau să vă spun acum. Nu ca să judecăm lumea. Nu ne-a curățit Dumnezeu și ne-a luminat mintea ca să judecăm lumea, să spunem, uite-l ăla cum e, uite-l ăla altul cum e, ăla e așa, ăla e așa, ăla e așa. Vorbeam cu fratele Timotei și până la un moment dat, Scriptura ne îndeamnă, judecați voi singuri. Și Apostolul Pavel vine și spune, da, sunt lucruri care noi le judecăm după cuvânt, dar nu suntem noi judecătorii să o sândim și să condamnăm, să spunem, ăla e așa. Dumnezeu va judeca lumea. Nu uitați niciodată. Dumnezeu este judecătorul. Și Domnul Iisus, când a fost dat în mâna lui Pilat și când a fost dat în mâna oamenilor, spune cuvântul, Petru spune, el se supunea dreptului judecător. De aceea n-a deschis gura. Nu s-a apărat. Noi am fost mântuiți și împuterniciți nu pentru a fi judecători și nici pentru a fi acuzatori. Diavolul este cel care acuză, Dumnezeu este cel care va judeca. Noi suntem chemați să fim martori. În procesul acesta universal, în lumea spirituală și când vom ajunge acolo, noi suntem martori. De aceea noi trăim așa cum trăim. De aceea noi predicăm. De aceea mergem și predicăm. Eu am o biserică, sunt trei femei, nu că surori între ele, surori în Domnul. Toate sunt peste 70 de ani, una are 90 ceva de ani și stă la pat. N-ajunge la biserică. Și mergem în fiecare zi, merg la biserică de la noi doi frați, în fiecare duminică. Merg la ei și odată pe lună mă duc și eu, să le dau cina și să mai văse. Și unii vin și spun, da, să merită. Pentru două surori văduve, nici măcar n-au soț să-i aducă la biserică. Să merită.
Să merită să faci evangelizare. Și au venit toată corul de tineri de la, de la liceul Reșița, liceul baptist din Reșița, și au venit la alea grădinari, un grup frumos, îmbrăcați toți în uniforma de la școală, tare frumos. Și zic, au zis, vrem să mergem și în misiune. Și zic, hai că vă duc la o biserică. Iarna, frig. Pe cât era de frig afară, atât era de frig și în biserică. Că surorile nici nu aveau posibilitatea, dar nici nu aveau, nu zic să merita să facă focul pentru un ceas. Că o săptămână stă biserica aia, clădirea aia în frig, și apoi ca să o încălzești, străbă, cred că 2 săptămâni, ca să poți încălzi. Și am adus acolo înăuntru, împreună cu profesorul și dirigintele acestui grup, și l-am pus pe profesor să predice. Și el a stat și s-a gândit, aici sunt 2 oameni, și noi am venit 20. 20 pentru 2. Și la sfârșit o să zice, a fost frumos în adunare, a fost tare frumos atunci. Dar a venit și o mărturie, zice, m-am gândit că n-are niciun rost să aduci 20 de oameni pentru 2. Ce n-are sens. Dar noi facem evangelizările și predicăm pentru mărturie. În ziua aceea, lucrurile acestea vor sta ca mărturie. Dumnezeu a trimis Duhul Său în biserică ca să fie mărturie în ziua aceea. Biserica trebuie să rămână biserică. Biserica trebuie să rămână sfântă. Trebuie să rămână diferită față de lumea în orice context ar trăi ea. Dumnezeu să ne ajute să fim martori ai Lui în casele noastre și oriunde ne poartă pașii noștri, mașinile noastre sau avioanele din ziua de astăzi. Amin. Slavă Domnului pentru mesajul care l-am auzit și pentru fratele Cristi. El va fi cu noi o perioadă de timp și va predica aici, așa că veniți la casa Domnului și reîmprospătați pe cuvânt așa cum am auzit. Haideți să ne ridicăm, încheiem această seară o cântare care o cântăm de obicei la sfârșitul bisericii, dar cred că se potrivește și la binecuvântării. Râul binecuvântării revarsă peste lume.
astăzi dorim ca Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Amin. În săptămâna care ne stă înainte, îl lăudăm pe Domnul pentru slujitori și mulțumim și pentru fratele Cristi, pentru cuvânt și dorim ca Domnul să-l folosească aici și pretutindeni și să fie un slujitor care să vestească cuvântul adevărului. Doresc să încheiem ziua aceasta, o zi plină în casa Domnului, printr-o rugăciune și rog pe fratele Timotei să încheie ziua de astăzi și să îi mulțumească Domnului pentru ceea ce a fost aici. Slavă ție, Doamne! Slavă ție, Doamne! Da, Doamne! Amin. Slavă ție, Doamne! Amin, te rugăm! Amin, te rugăm! Amin! Amin, te rugăm! Slavă ție, Doamne! Slavă ție! Amin! Amin. Amin. Biserica este liberă. Sunteți, de fapt, invitați cu toții. Am înțeles că jos se va servi ceva pizza. Domnul să vă binecuvinteze.